Salut, dragii mei prieteni, și bine v-am găsit din nou. M-am gândit ca în această zi să discut cu dumneavoastră despre un subiect destul de plăcut, cred eu. Aș vrea ca, înainte de a începe, să vă rog din tot sufletul, dacă bine voiți și doriți, să contribuiți și dumneavoastră cu sugestii sau cu idei de a putea continua ceea ce fac în fiecare zi pentru dumneavoastră. Așa că aș vrea ca dumneavoastră să scrieți jos, unde puteți și aveți posibilitatea să lăsați comentarii, câte o idee de discuții pentru a putea, de ce nu, să continui această mică, în ghilimele, emisiune a mea. Sper că nu vă supără ideea și că nu vă deranjează și mai mult sper să fiți și de acord. De această dată vreau să discut despre un subiect ce un bun prieten de pe Facebook, care mi-a cerut mai întâi de toate să nu îi fac cunoscut numele și să îl las în anonim, pentru faptul că nu este pregătit ca el să să fie afișat sau să îi se pronunțe numele, a ales ca el să fie anonim. Acest băiat mi-a povestit despre un prieten de-al lui care i-a spus despre ceva inedit, ceva care în viața noastră cam așa și stau lucrurile. Spunea ceva de genul că viața noastră este exact ca o cărare ce e tocmai pusă pe un munte. Viața începe de la începutul muntelui, de când te naști, da? Până la sfârșitul muntelui, unde, bineînțeles, acolo poți deveni victorios și mândru, pentru că, iată, ai trăit o viață frumoasă. Dar, până atunci, haideți să le luăm cu încetişorul și să încerc să fiu cât mai explicit pentru dumneavoastră. În această mică, acest mic exemplu pe care el mi l-a dat, vorbea despre mai multe categorii de vârste pe care noi ca oameni le parcurgem. Voi începe cu cea de la 0 ani până la vârsta de 12-13 ani. Vârstă în care știm cu toții că suntem puiul lui mama, puiul lui tata, suntem copiii ascultători, copiii care ascultă de tot ceea ce mama și tata spune sau bunica. Mai mult acceptăm orice sugestie pe care mama și tăticul ni le aduce în fiecare zi. Ne îmbrăcăm după placul părinților. Să nu mai spunem de faptul că deciziile ce le iau părinții le considerăm bune la acea perioadă de vârstă pe care o parcurgem, de la 0 ani până la 12. Deci, într-un cuvânt, această perioadă de viață aș putea să o consider una din cele mai plăcute momente și cred și sper că nu mă contrazic pe sine sau că nu mă veți contrazice. Pentru că asta este adevărul. În cazul meu, să fiu sincer, nu pot să vă gândesc sau să vorbesc la fel, pentru că într-o oarecare măsură viața mea depinde de a celor care au avut părinții lângă ei și au primit dragostea. Dar mai sunt și alți copii care, din păcate, trăiesc alături de părinții săi, da? Dar părinții aceia se transformă în niște monștri care, sincer, este urât să trăiești o astfel de perioadă sau să pot spune că ai avut sau vei avea sau există o perioadă din copilăria ta frumoasă cu astfel de părinți.
dacă stăm și ne gândim mai mult la acest lucru, vom depista că sunt cam trei categorii de copii, da? Trei categorii de copii care pot vorbi în diferite modalități, pot aduce diferite povești în care să recunoaștem că nu la absolut toți copiii am putea spune că copilăria este o amintire plăcută. Hai să spunem despre primul exemplu de copil. Copilul ce crește alături de părinți și primește din partea părinților atenția necesară, atenția legată de dragoste și toate necesitățile pe care le are ca virgulă copil. Despre astfel de copil aș putea spune că el ar avea dreptul, sau mai bine spus, ar trebui să aducă recunoștință părinților celor care oferă astfel de dragoste. Hai să vorbim și de a doua categorie de copii. Copii care sunt alături de părinți, primesc viață din partea părinților, primesc într-adevăr posibilitatea ca ei să crească alături de ei, dar în schimb, în schimbul dragostei, în schimbul atenției de care acel copil o merită și ar trebui să o aibă, nu o poate primi. Lucru care, sincer, sunt convins că sunt destul de multe cazuri în care, sincer, e trist. E destul de trist să vezi sau să auzi astfel de povești. Părinți care, în loc de dragostea care normal și logic trebuia să-i ofere acelui copil, o înlocuiește cu o sticlă de băutură sau cu jocurile de noroc sau vicii ce oprește ca a părinte să-i mai poată oferi acea iubire de care copilul are mare, mare nevoie de la 0 ani până la 12 ani. Deci, sunt 100% convins că sunteți de acord cu ceea ce am spus. Să vorbim și de a treia categorie, categoria copiilor de la 0 ani până la vârsta de 12 ani, ce o petrec în casele de copii. Copii ce primesc într-adevăr viață din partea părinților, dar din motive mai puțin bune, mai puțin credibile, mai puțin corecte, părinții decid ca acei copii să crească departe de ei, să crească departe de dragostea lor, să crească departe de casa lor și să fie duși într-un centru în care, bineînțeles, acolo să primească dragoste sau, nu știu, mai bine zis, educație sau... Nu găsesc o altă categorie în acest moment, nu-mi trece prin cap un exemplu de a vă ajuta să înțelegeți ceea ce încerc să transmit. Clar, automat, copilăria din casele de copii nu poate să se numească o copilărie frumoasă câtă vreme dragostea părinților tăi lipsește. În cazul meu, având în vedere că știți, provin dintr-o casă de copii părăsit de la vârsta de 2 ani, aș putea să vă spun că într-adevăr lipsa părinților mi-a lipsit îndeajuns de mult și dragostea aceea pe care după care tânjeam sau o voiam ca virgulă copil, sau atenția în care mama este sau tatăl este
de acord cu mine, cu ceea ce spun, sau încurajarea, sau mai bine spus, chiar și palma pe care mi-o dă pentru binele meu când greșesc, mi-a lipsit. Mi-a lipsit atât de tare încât, sincer, astăzi, în fața dumneavoastră, n-aș putea spune că, virgulă, copilăria din casa de copii a fost o copilărie plăcută, frumoasă sau dreaptă. Să vorbim și despre partea cea bună din astfel de copilărie petrecută la casa de copii. Nu spun că chiar fiecare moment din viața mea petrecută la casa de copii a fost un calvar, Doamne ferește! Nici nu vreau să scot în evidență acest lucru. Dar din contră, aș putea spune că am găsit acolo oameni în care să-mi alin această durere, oameni care au fost dispuși să-mi ofere dragostea ce părinții mei n-au putut să-mi ofere, au fost oameni care m-au învățat lucruri bune, au fost oameni care mi-au arătat și m-au îndrumat spre căile cele mai corecte și cele mai frumoase. Deci, într-un cuvânt, nu chiar toată copilăria mea a fost o copilărie de calvar. Dar lipsa părinților mei a transformat aceste lucruri bune în această propoziție în care spun cu mâna pe inimă că, virgulă, copilăria mea a fost o copilărie de calvar. Pentru că, vă spun, degeaba se întâmpla un lucru bun dacă 10 lua fata acelui lucru bun din copilăria mea.